Da, am revenit în direct, ocupați cu scandalul politic privind constituirea guvernului PNL-USR-UDMR. Am uitat de scandalele penale. Se anunță o mare bătălie penală la sectorul 1 în capitală. Acolo actor principal este Clotilde Armand, care se luptă cu celebra companie de salubritate Romprest. Este o bătălie mare cu mize de sute de milioane de euro. Această companie are delegat serviciul de salubritate pe 25 de ani. Clotilde a intrat în primărie și a doua zi a spus că este un contract ilegal, vrea să-l rupă. Numai că pentru asta trebuie să aibă și o sentință judecătorească. Da, impetoasa primăriță de la sectorul 1 a intrat în conflict. Drept urmare, de vreo două luni, capitala României, sectorul 1, cel mai bogat, cel mai frumos chipurile sector din capitala țării, colcă e de gunoaie. Astăzi cei de la Romprest au spus, pentru că vine Moș Crăciun, o să strângă gratuit gunoaiele, deși au oprit serviciul ăsta de câteva săptămâni. Ridică de la populație Romprestul, dar și de la firme, însă nu mai ridică gunoi aruncat ilegal. E o altă discuție, dincolo de contractul care este în vigoare. Oamenii în București mai aruncă și gunoaiele pe diverse zone publice nereglementate. Da, în București, tu cunoști foarte bine sectorul 1, cunoști oarecum dedesubt acestui scandal. Ce vrea Clotilde Armand, de fapt? Vrea ceva imposibil, dragă Silviu, în sensul în care vrea ca cei învățați nu de o săptămână, de o lună, de un an, ci de foarte mulți ani să-și maximizeze profitul pe seama facturilor date la primăria sectorului 1 să renunțe acum doar pentru că a venit ea în primărie. Eu înțeleg că, și înțeleg explicația domniei sale, cum că aceste facturi sunt umflate, cum că se bagă servicii poate neprestate și așa mai departe. Dar înțeleg și înțeleg, dar nu trebuie să mă înțeleagă și pe mine, că eu când ies în fața blocului și vecinii mei și cei 250.000 de oameni cât suntem în sectorul ăsta, ne oripilăm când vedem munți de gunoaie. Adică lucrurile astea, un manager abil făcea în felul următor: găsea o soluție de backup, o pregătea și când avea totul gata, atunci rupea pisica, cum ar zice românul. În rest, ce să spun, mulți, apropo de asta, doamna Clotilde Armand lansează în spațiu public niște informații parțial adevărate, și anume, vreau să-i dau pe ăștia afară că sunt oamenii lui Tudorache, fostul primar PSD. Eu nu contrazic, însă dacă e să păstrăm adevărul istoric, această companie Rompre Services S.A. a pus piciorul în primăria sectorului 1 pe vremea unui alt primar, se numea Chiliman, de la și PNL, care era penelist, exact. Așa au intrat și după aia, sigur, cu acte adiționale, cu una cu alta, au ajuns o companie extrem de importantă în viața sectorului nostru, da? Că eu vorbesc de sectorul 1 ca sectorul nostru, acolo locuim noi. Nu am o problemă să rupă și mama contractului, dar un contract nu se rupe așa. Pentru că și Nicușor Dan, sunt convins că a găsit în primăria sa, nu unul, ci poate zeci de contracte de s-a luat cu mâinile de cap. Alea de care vorbeam și noi aici la măsuță, 4 ani de zile. Și ziceam, uite ăla, uite ăla. Dar asta nu înseamnă că de mâine taie toate serviciile, nu mai circulă STB-ul, nu mai face ăla, nu mai face ăla, că a venit Nicușor Dan acolo. Ci îndreaptă, dacă sunt lucruri penale, chiar ar trebui susținută primărița Clotilde Armand, dar lucrurile penale se redirecționează către instituțiile care se ocupă de lucruri penale. Nu? Asta trebuie să facă domnia asta, să se sesizeze DNA-ul, să se sesizeze parchetele, să vorbească cu Curtea de Conturi sau cu cei care fac acolo, nu să se pună pe picioarele de andărătele și noi toți ceilalți să trăim într-o mizerie de nedescris. Acum eu te întreb și întreb pe toți cei care cu siguranță după 1 ianuarie vor trebui să meargă să se predea la taxe și impozite. Noi ce ar trebui să facem, dragă Silviu? Tot în semn de protest să nu mai mergem începând de la 1 ianuarie până când n-o rezolvat dânsa toate problemele noastre să ne plătim taxele și impozitele? Păi stai puțin, poate nu că... o să fac asta, că nu o să încurajez oamenii la... litigiu între primăria de la sectorul 1 și compania Romprest poate dura 2-3 ani de zile prin instanțele din România. Păi și 2 ani nu se mai ridică gunoiul sau nu, ce? Nu, Silviu, soluția, acum nu o să mă dau eu mare manager, dar e simplu, totdeauna trebuie să ai și planul B. Planul B însemna fie să reînvie, că înțeleg că are acest plan, să reînvie cumva fostul ADP și să aibă niște oameni ai primăriei gata, pregătiți, angajați, care să asigure backup-ul pentru compania care nu-ți mai prestează servicii până rup tu contracte sau te înțelegi cu ei, sau varianta 2, care era un pic mai mult de lucru la ea, în care punea la cap tot
ce înseamnă o altă licitație sau o altă organizare cu o altă firmă și rupea pe barba ei, cum ar zice românul, contractul, îi dădea pe ăștia afară, o făcea pe aia și se judeca în nume propriu cu aia în instanță până câștiga cineva, da, ce făcea, nu? Ca observație personală, asta este diferența între a da din gură în campanie electorală și a te ocupa efectiv de problemele unei administrații locale, diferența între viața reală și campania electorală. Aceeași situație este și la sectorul 2, din informațiile mele, cu altă companie de salubritate, cum se numește la sectorul 2? Urban, parcă, urban sau ceva de genul ăsta, tot așa cu probleme de ridicat gunoi. Acolo e cu taxa, și acolo oamenii sunt revoltați, că ei plătesc, așa zisă, taxă de... Habitat. Da. Deci, bun, aici măcar la unul, prin masca asta pe care au făcut-o cei dinainte, locuitorii, chipurile, nu plătesc gunoiul, știi? No. Noi nu plătim, vezi, Doamne, deși noi plătim taxe, slavă Domnului, la sectorul, dar noi nu plătim, deci, gunoiul. Dincolo de toată povestea asta politică, și vedeți imaginile, zeci de blocuri, poate sute de blocuri din capitala României, da, nu au apă caldă și căldură. Exact în timp ce vorbim. Gunoaiele colcăie, cel puțin în sectorul 1 și sectorul 2, domnule Andrușac, ați făcut parte și din Consiliul Local, da, înainte să luați mandatul de deputat. Ce se întâmplă? Uite, o situație asemănătoare am avut la sectorul 4, în care, așa cum ne spunea domnul Bucura, a existat un plan prin care noi, acolo, am votat ca pe perioada cât se desfășoară procesul și este un provizorat din asta în ceea ce privește operatorul de salubrizare, ADP sector 4, transformat după aia și asta cu o poveste în totul verde SA, să preia serviciile de salubrizare. Deci a existat, cum să spun, o continuitate în asigurarea serviciilor de salubrizare, care putea să fie un exemplu și în cazul ăsta, ca să nu se ajungă într-o situație delicată vis-a-vis de cetățeni care n-au nicio vină. Tot plătesc aceleași taxe și impozite. Nu mai trebuie să suporte și, știu și eu, o luptă din asta revanșardă între cei care au făcut contracte, cei care trebuie să presteze în urma contractelor ăsta și partidul politic care a deținut mandatul anterior. Eu cunosc pe Clotild și nu am, cum să spun, semne de întrebare asupra capacității ei manageriale, pentru că a condus firme importante și a restructurat compania de gaze, de exemplu. Asta e o chestiune managerială, să vii în a doua zi de mandat să le spui ăsta de la Romprest, domnule, contractul ilegal, vreau să reziliez. Nu, asta e o chestie. Există instanțe, există clauze contractuale. O decizie politică proastă, din punctul meu de vedere. Însă, cum să spun, trebuie să existe totdeauna o soluție de avarie și cea pe care a găsit-o ea nu era cea favorabilă de a strânge cu nu știu ce companii, pentru că gunoiul ăsta, în momentul în care îl scoți pe ușa casei, este gunoi municipal și toată strategia pe salubrizare este o strategie generată de Primăria Capitalei, de Consiliul General. Da, deci greutatea este la domnul Nicușordan. Îi spune bună seara, domnule avocat Toader Iancu, bună seara, reprezentant al companiei Romprest. Poate ne explicați, domnule avocat, de ce acum două luni nu erau gunoaie pe stradă în sectorul 1 și acum sunt? Foarte simplu, la întrebarea dumneavoastră vă pot răspunde prin simplu motiv că societatea are de recuperat o sumă uriașă de la Consiliul Local, care refuză să-și execute această obligație de plată consfințită în hotărâri judecătorești în titlul executorii. Executorii? Pe executați conturile primăriei. Pe asta am și început. Chestiunea este următoarea, că o procedură de executare totuși durează. Însă există principii continuității. Noi suntem obligați prin lege să asigurăm acest serviciu, care este un serviciu de interes public, ca și compania, în sprijinul cetățenilor. Problema care se pune este alta. Nu este de o lună, nu este de două, nu este de trei, este de patru luni de zile. Este o companie care are 3.000 de angajați, iar aceasta afectează foarte grav această situație. Chestiunea care se pune în discuție este alta. Am mers și am încercat să găsim o soluție amiabilă, o soluție de conciliere, însă am fost refuzat, s-a refuzat orice soluție care să permită continuarea acestui serviciu. Ni s-a pus efectiv pumnul în nas, mergând până la ideea
de a se modifica unilateral contractul, a se impune să renunțăm la anumite activități de salubrizare. Au fost discuții cu doamna primar, am venit cu soluții, însă efectiv se refuză orice discuție și cooperare. A început o campanie mediatică împotriva companiei, care este evident nelegală, de dezinformare, pentru că nu se cunoaște adevărata situație. S-au făcut afirmații privind faptul că tarifele sunt ilegale. Nu este adevărat. Aceste tarife, am să vă explic, pentru că lucrez de mult timp în acest domeniu, ele, conform legii, reprezintă dreptul operatorului de a le propune. Ele au la bază niște criterii obiective, dacă de la niște criterii tehnice, precum costurile determinate de creșterea carburanților, salariul minim pe economie. Ele sunt propuse, fac obiectul adoptării printr-o hotărâre a Consiliului Local, sunt implementate și abia după ce există această hotărâre a Consiliului Local se prestează, iar respectivele facturi sunt confirmate prestațiile respective pentru a putea fi deci aveți, aveți hotărâri de Consiliul Local pentru tarifele astea, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. De ce colcăie gunoaiele pe domeniul public în sector? Pentru că societatea are dreptul, după un termen de 15 zile, când este deja exigibil, încă un termen de 30 de zile, vă seama că au trecut 4 luni de zile, are dreptul nu numai să limiteze, are dreptul chiar să sisteze prestația. Problema este alta. Compania, iar o chestiune de dezinformare, având dreptul de a limita prestația, nu a făcut decât să renunțe la o mică parte din aceste activități, 10% doar decât aceste deșeuri necontrolate. Restul deșeurilor, restul gunoiilor, ca să mă exprim la tot sensul, se colectează și compania își face mai departe activitatea. Domnul avocat, iar o treabă de dezinformare. Domnul avocat, câteva chestiuni pe care eu nu le-am prea înțeles și cred că ar fi utile, Dan Bucura. Nu știu cu cine vorbesc, domnul Dan Bucura. Da, eu. Salut, bună seara. Bună seara. Eram la birou. Ați spus în timpul discuțiilor noastre că situația asta e de 4 luni. Acum 4 luni nu era Clotilde Armand. Dacă era de acum 4 luni, înseamnă că aveați neînțelegeri și cu vechea administrație. Și acum evident că aceste probleme au fost, și cu vechea administrație. S-a încercat, a existat negocieri, s-a schimbat evident noua conducere. Am zis, domnule, va trebui să prestăm, vedem cum vom ajunge la o înțelegere cu noua conducere, însă există obtuzitate totală, un baraj, un zid efectiv de comunicare. Păi, nu luați în calcul că există totuși o problemă în bucătăria noastră din moment ce vechea administrație, care avea o viziune complet antagonică, din cât știu și eu, cu actuala, vrea să nu va plăti facturile, iar acum noua administrație face același lucru? Adică puteam înțelege dacă era doar un conflict cu doamna Armand. Am să vă dau un exemplu, o mențiune. Fiți foarte atent, pentru că vorbesc tehnic, repet, nu fac politică. Sunt foarte atent că mă interesează și ca locuitor. Vă rog. Ca locuitor. Luați în calcul, cunosc foarte bine acest aspect, dat fiind faptul că sunt implicat în toate aceste litigii cu această unitate administrativ teritorială, care au fost deferite justiției și pe care le-am câștigat. Și o să vă explic și de curtea de conturi și de tot ceea ce doriți, să vedeți legitimitatea poziției societății, ca să eliminăm orice dezinformare. Pot să vin oricând să fac dovada, cu documente, cu hotărâri judecătorești, cu explicații tehnice, cu calcule. De exemplu, în perioada aprilie-septembrie 2020 au fost executate la comanda autorității contractante, dacă îmi scapă ceva dat din memorie, operațiuni de spălat mecanizat pentru combaterea pandemiei, în sumă totală, de peste, vă rog frumos, și vorbesc pe cifre, 56 milioane de lei, respectiv 30% din valoarea totală a prestațiilor de salubrizare stradală, adică curățenii de căi publice. Aceasta reprezintă 80% din prestația anului 2020. Decontarea aceasta pentru colectarea și transportul deșeurilor din depozite necontrolate se face de asemenea prin aceste situații de lucrări centralizatoare și așa mai departe. O chestiune este următoarea. Știți, pentru că n-ați fost informat că, virgulă, compania a făcut lucrări suplimentare pentru comunitate, care să nu fie plătite, precum arterele principale, care sunt și acestea, costuri uriașe, pentru care nu am facturat. Deci le-am prestat suplimentar. Domnul Toader, asta le rezolvați în instanță. Vreau să vă întreb altceva. Bun, deci doamna Clotilde vrea să rezilieze contractul cu Romprest.
Dar din ce ați discutat cu dânsa, are o soluție să vă înlocuiască? Vrea să facă o firmă? Vrea să bage altă firmă? Nu, nimic. Eu am auzit efectiv, că o firmă franțuzească ar fi interesată de, de contractul ăsta. Așa, circulă o poveste, o discuție. Domn, această ședință a fost publică. Această ședință a fost ascunsă de ochii consilierilor. Vă reamintesc că, practic, contractul este cu Consiliul Local. Aceștia trebuiau să fie informați. Consiliul Local este parte contractantă. Iar doamna Clotild a făcut secret această întâlnire unde întreaga conducere și chiar subsemnatul am fost prezent la această întâlnire unde am venit și cu soluții și am încercat să găsim un mod de comunicare, un mod de a găsi o soluție la această problemă. Refuz total. S-a mers până acolo încât să ni se impună renunțarea la anumite activități care intră în conținutul activităților de salubrizare. Mergând până acolo încât să spună, nu mai ridicați zăpada, modific unilateral contractul. Păi nu mai ridicați. Păi nu se poate, pentru că, virgulă, compania a spus clar, noi vom presta pentru că ne gândim oricum la, la cetățeni. Și am și spus doamnei Clotild în acea întâlnire și am și spus, doamnă, pandemie, instituții publice, situația de criză socială, situația medicală, sanitară, evident că nu putem să renunțăm, pentru că ne obligă legea. Noi nu putem să renunțăm la niciun... Da, este un tip de serviciu delicat, da, și reglementat printr-o lege specială, da, bravo, este exact. Un contract de telefonie pe care rezilezi de astăzi și mâine faci cu altă companie, o întreagă, nu întreagă discuție. Poate, o să rog pe colegi să o sune domnule avocat pe Clotild Armand, care este foarte aplicată spre procese, doamna Clotild Armand, să o sunăm ca să își exprime eventualul punct avocat, de vedere. Nu avem nevoie de discuții pe la claritate. Ziceți că dumneavoastră ați câștigat deja în instanță o parte din litigii și că urmează să executați niște lucruri acolo. Deci, instanțele vă dau dreptate. În experiența noastră a românilor, în ceea ce... Nu știu, s-a întrerupt? Sau? Vorbește, Dan, că o sună pe doamna Clotild Armand cu vechea deci ta cunoștință. Da. Experiența noastră cu oamenii de afaceri, cu companiile care au avut litigii cu administrația locală, cu primăriile în special, a fost că aceștia nu numai că au câștigat, dar în instanță au câștigat și niște despăgubiri foarte mari pe care între noi, fie vorba, le plătim noi, românii. Nu dau exemple foarte multe, dar numai cazul Constanța spune multe celor care sunt preocupați de litigii. Întrebarea mea e următoarea. Deci, dacă deja ați început să câștigați și câștigați și veți câștiga poate dacă sunt contractele așa cum spuneți și vă cred că sunteți de bună credință. Întrebarea mea cetățenească e următoarea. Dacă tot sunteți pe calea asta bună și câștigați, de ce ați limitat chiar și cu acel 10% prestația dumneavoastră în sector, atâta vreme cât pentru noi locatari de acolo acel 10% nu că se simte, e groaznic, e vital. Dumneavoastră aveți angajați? Am avut, eu sunt angajatul meu personal, dar... Perfect, gândiți-vă că această societate, da? Deci repet, am sistat la 100 de milioane doar 10%. Această societate, da? Îi suportă această investiție. Este un principiu al sustenabilității, al recuperării costurilor, al continuității. Această societate, domnul jurnalist, această societate are 3.000 de angajați. Luați la fiecare angajat în parte unul sau doi membri de familie, da? În condițiile astea, vă dați seama ce criză socială și ceri, pentru că avem această răspundere. Doi la mână, această societate nu are o datorie la stat. Această este o societate... Domnule avocat, mulțumesc pentru intervenție. Domnule Pișcă, vreau să adăugați ceva. Vreau să întreb ceva pe domnul avocat, pentru că aseară am fost la o altă televiziune și a intrat în direct o doamnă care e asociat sau ceva în RomPress și a spus că, de fapt, problema este din mai. Că sunt, practic, facturi de aproape 7 luni. Ia, zici acum de când cu pandemia au curățat... Da, domnul Tudorache a dispărut complet, e sub masă, ascuns. Doamna e puțin Clotild, ocupat da, cu procurorii de lea. Doamna Clotild văd că nu vrea să comunice public și vreau să întreb pe domnul avocat, dacă mai e alături de noi, să ne explice dânsul. Care e problema cu raportul Curții Conturi? Pentru că și Tudorache și doamna Clotild... Păi au zis că l-au câștigat în instanță nu, raportul dar Curții. Dar ce scrie acolo? Eu asta eram curios să văd. Că s-au plătit nelegal niște bani. În virtutea unui raport al Curții Conturi, da, nu poți să faci plăți. Și e o logică. Dar, pe de altă parte, trebuie să conteste primăria. Nu trebuie să conteste RomPrestul. Pentru că Curtea Conturi nu controlează RomPrestul, controlează primăria. Oamenii se uită înnebuniți la chestia asta. Repet, e și problema la sectorul 2 în capitală și se pare că va deveni o mare problemă în multe orașe din România, domnule Andrușceac. Cum e să facem? Pe oameni nu interesează li
litigiile astea, că face clotil, vrea să rupă contract, oamenii au cum să spun, gunoi în stradă. Sursă de infecție, sursă de poluare, parcă suntem Bantustan, numai prin Palermo, prin Sicilia, când se băteau ăia influențele politico-mafiote, mai aveam imagini de genul ăsta. În București n-a fost așa ceva în ultimii 10-15 ani. Ba, a fost, n-am știut noi ce contracte au existat. Contractele astea care te fac stăpân pe anumite servicii publice pe o perioadă de 20 și ceva, 30 și ceva de ani, sunt absolut aberante. Adică un contract care este în folosul comunității ar trebui să se negocieze, după părerea mea, dacă nu la fiecare mandat, cel puțin atunci când prin schimbarea de mandat se schimbă și primarul. Cum vine un partid să-și aducă firma lui el de salubritate? Nu e așa, să știți, pentru că dacă există o continuitate în ceea ce sunt proiectele în derulare, în ceea ce înseamnă contracte de prestări de servicii, uitați că sunt contracte care sunt făcute foarte temeinic. Consilierii care nu sunt niște oameni pregătiți și în a căror pregătire nu investește nici primăria, așa cum prevede codul administrativ, să-i trimită și să le plătească cel puțin o dată pe an un curs, votează așa cum le spune liderul de partid de cele mai multe ori și votează niște contracte asupra cărora n-au niciun control și n-au nici cunoștințele să știe ceea ce cuprinde acel contract, care este foarte greu de desfăcut după aia. Dar răspund toți. Că au fost nenumărate situații în care toți consilierii răspund solidar cu... Da, da, așa este, da. Și în solidar și fiecare în parte, dacă este cazul, dar... Situația asta poate fi reglementată printr-un contract care să nu permită niște clauze restrictive în momentul în care vezi că anumite probleme deranjează. De exemplu, într-un sector se poate face contract pentru desăpezire, chit că ninge, chit că nu ninge, pentru imobilizarea utilajelor sau așa, ăla încasează niște sume imense. Alții au fost mai isteți și au zis, bă, ne uităm și noi pe prognoze prin toată lumea că acum avem acces și chiar dacă plătim mai mult pentru două sau trei zile de ninsoare, plătim pentru alea. Zici, aici sunt întreagă discuție. Domnule Ungureanu, colega dumneavoastră de partid, doamna Clotilde Armand, a căzut în scandalul ăsta. Nu vă afectează imaginea USR, să spun așa? Cel mai important lucru este ce spunea domnul Dan Bucura. Disconfortul pe care îl creează această situație locuitorilor sectorului 1. Nu imaginea de partid mă interesează acum, ci că oamenii de acolo care își plătesc taxele au gunoi în stradă. Corect. Doamna Clotilde Armand a fost aleasă să rezolve problema. Asta este mesajul meu pe care l-am transmis și aseară la un post de televiziune unde eram cu domnul Bucura. Nu există nicio scuză pentru această situație. Trebuie să o rezolve. Doamna Armand pare a fi parte din problemă, nu parte din soluție. Asta e discuția. Cel puțin așa susține, dânsa nu a intervenit în seara asta, nu dorește. Domnul avocat, am înțeles că mai aveți o precizare, vă rog, după care merge la domnul Ungureanu. Da, vă mulțumesc foarte mult, pentru că am ținut și țin foarte mult la ideea de a fi informare corectă, să nu creăm premize false. Domnul Prișcă, ați făcut o afirmație legată de existența unei decizii a Curții de Conturi. Vreau să vă explic. Nu, am spus că și Tudor Roche și doamna Armand a spus sau a prevalat de o decizie a Curții de Conturi pe care nu știu. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră să ne spuneți, dumneavoastră ați ieșit în direct. Chiar vreau să văd care este situația, pentru că sunteți singurul care comunică. Bun, haideți să vă explic care e situația. A fost această decizie a Curții de Conturi după foarte, foarte mulți ani. Ne-am pus întrebarea de ce a venit, când în fiecare an a venit Curtea de Conturi și a observat că raportul contractual era unul perfect legal, s-a pus în discuție o chestiune legată de modul în care s-a modificat tariful, da? Chestiune care nu a fost înțeleasă, este de foarte mulți ani de zile. Această decizie a Curții de Conturi, o decizie de impunere, era opozabilă doar primăriei.
OLC s-a luat în calcul această modificare pe un tarif raportat la ce? Sunteți economist, da? Indicele, da? Pe ramură canal apă salubritate, care este cel aplicabil în contractul nostru și nu cel greșit, cum se susține de către autoritatea, acelea se revin indicele mediu pe economie. Și știți foarte bine că se aplică acesta. Nu s-a inițiat nicio acțiune de către primărie pentru a contesta această decizie. Nu s-au luat măsuri pentru recuperarea acestui prejudiciu pretins. Nu s-a mers în instanță, nu este o hotărâre judecătorească care să valideze acest control. Și lumea acum vine și spune și o impută rompresului. Și foarte bine că nu există o competență. Am înțeles, domnule avocat. Deci nu există, nu există decizii judecătorești. O să vă judecați cu primăria. Întrebarea este, după sărbători, ce se întâmplă? O să revină gunoiul pe străzi? O să vă mai răspund această întrebare, două chestiuni. Antevorbitorul, domnul 10 Zică. Secunde, vă rog. 10 secunde. Compania a făcut investiții de 60 de milioane de euro care trebuie amortizate. El a stat la baza unei proceduri de achiziții publice, deci un contract cu totală transparență. Iar pentru sărbători vreau să vă anunț că, virgulă, compania, lăsând la o parte acest conflict, a ales o singură dată ca să demonstreze buna credință și faptul că îi pasă de cetățenii sectorului 1, a ales, începând de mâine, să reia colectare. De fapt, din noaptea aceasta, să reia, poate sunteți în premieră, știți, să reia colectarea acelor deșeuri necontrolate care se află pe... Da, dar, repet, ca un fel de cadou de sărbători, că după sărbători revenim la războiul gunoiilor. Mulțumesc. În condițiile în care se manifestă din nou aceeași obtuzitate, același refuz de comunicare și de a soluționa o problemă, nu avem ce face. Da, o companie care lucrează, intervenție. După regulile economiei de piață. O să aveți un război greu. Doamna Clotilde e foarte încăpățânată, după cum o știm, și vă ține foarte mult la ideile ei. Să nu zic eu puține și fixe, dar fixe cu siguranță. Da, mergem mai departe. Astăzi justiția din România, cum vă anunțam, a dat o mega lovitură. În ce sens? După vreo 15-20 de ani de luptă anticorupție, am avut astăzi o decizie în alte curs de casație și justiție, celebrul judecător Matei, da, groaza, spaima bogătașilor și a politicienilor din România, Ionuț Matei, judecătorul, a condamnat la pușcărie pe cei mai bogați oameni de afaceri, da, care au fost vreodată condamnați în vreo instanță din România. Discutăm de Beni Steinmetz, un principal de Steinmetz și un asociat de-a lui, doi de oameni de afaceri implicați în afaceri cu diamante, cu aur, cu petrol, cu resurse minerale în Africa, imobiliare multe în România, da, în afacerea ferma Băneasa. Practic, justiția, repet, din România a condamnat astăzi pe cei mai bogați oameni de afaceri din istoria acelor 15 ani de luptă anticorupție. Haideți să vedem pe scurte informații, pe scurte informații și evident prințul Paul, așa zis un nepot al lui Carol al II-lea, care este vânat acum de autorități. Remus Truică a fost, din informația noastră, a fost reținut, nu a fost reținut de poliție și va fi dus la pușcărie, 7 ani de condamnare pentru fostul șef de cabinet al lui Adrian Năstase, un mare șmecher al României și băiatul ăsta. Într-un proces care durează de mai bine de 4 ani și jumătate, Înalta Curte a dat verdictul final în dosarul retrocedării ilegale a 10 de hectare de la ferma Băneasa. Astfel, potrivit deciziei magistraților, omul de afaceri Remus Truică, fost consilier al lui Adrian Năstase, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, prințul Paul de România la 3 ani și 4 luni, iar afaceriștii israelieni Tal Zieberstein și Benjamin Steinmetz la câte 5 ani de detenție. Potrivit procurorilor, afacerea ilegală a constat în revendicarea fostei ferme regale Băneasa de către prințul Paul al României. Acesta pretindea că ferma ar fi aparținut familiei regale, al cărei moștenitor a încercat să devină. El nu a fost recunoscut însă ca descendent al regelui Carol al II-lea și de aici au început ilegalitățile, arată rechizitoriul procurorilor. Prințul Paul i-a promis lui Remus Truică și asociațiilor acestuia o cotă importantă, între 50 și 80% din valoarea bunurilor pe care le revendică în România, iar ulterior le-a transferat acestora bunurile pe măsura obținerilor, prin contracte fictive de vânzare-cumpărare, făcute chiar printr-o firmă condusă de Truică și controlată de holdingul lui Steinmetz. În schimb, Truică și ceilalți din grup au intervenit pe lângă funcționari publici implicați în procedurile de retrocedare, astfel încât aceștia, în mod nelegal, să determină obținerea pe nedrept a bunurilor revendicate de Paul Filip.
Mai mult, arătau procurorii, gruparea ar fi atentat la întreaga avere a casei regale și ar fi încercat să pună mâna chiar pe castelul Peleș și să ceară despăgubiri pentru domeniul regal de la Balcic. Prejudiciul adus prin trecerea ilegală a fermei Băneasa și a pădurii Snagov din proprietatea statului în cea lui Paul Lambrino și mai apoi în cea lui Truică, Steinmetz, Zieberstein și ceilalți membri ai grupării a fost stabilit la 145 de milioane de euro. Acum că s-a încheiat acest proces cu sentințe definitive, putem și să le spunem pe nume acestor domni, în special lui Paul Lambrino, Prinț Paul, cum se prezenta, să-i nominalizăm așa cum sunt, conform justiției, niște excroci. Da? Niște excroci care au pretins că au niște drepturi niște de niște moștenire. Care au fost escrocați de alte scroci, fiindcă foarte bună prezentarea materialului de mai devreme, pentru românii care încă n-au priceput, eu le fac o descriere și mai simplă, mai plastică. Deci un escroc, numit Paul, autointitulat de România, fiul unui bastard din Casa Regală, știm cu toții, da, un copil nelegitim al lui Carol al II-lea, i-a dat naștere acestui domn, nerecunoscut, da? A venit în România și ani de zile a încercat să înhațe bunuri ale casei regale, dându-se drept ceea ce nu era. A bătut ani de zile la poarta instituțiilor, nu i-a deschis nimeni. Și la un moment dat, în disperarea sa, în goana după a face bani, l-a întâlnit pe un domn Truică. Care domn Truică i-a zis, bă băiatule, tu n-ai nicio șansă. Dar șansa ta e că m-ai întâlnit pe mine. Hai să ne pornim la un drum. Ideea e că tu o să iei A, B, C, D bunuri, dintre care 50, 70, 80% le dai la mine. Și eu mai lucrez cu niște băieți. Am niște experți extraordinari, niște domni din Israel, foarte cunoscuți, care au lucrat miliardari, care au lucrat în campanii pentru oameni importanți în România, oameni politici, și care, prin influența lor, te vor ajuta, îți vor deschide uși. Intră și ei în combinații. Ăsta ce să zică e clocul? Da, domne, accept. Mai am și alții. Avem autorități. Avem un finanțator foarte bogat. Avem un finanțator, Beni Steinmetz. Avem de dat unor prefecți, unor primari, cei care trebuie să-ți facă punerea în posesie. Și s-a creat, creierul acestei construcții ticăloase este domnul Truică, cel care a creat tot acest păienjeniș, iar Paul, impostorul, că altfel nu poți să numesc, era ăla care dădea tot timpul, pe măsură ce lua, pac, dădea acolo, pe măsură ce lua, pac, dădea acolo. Au luat? Păi eu merg pe ce zice instanța. Acum, ce or fi luat mai mult sau mai puțin, eu numai pe onorata instanță pot să merg. Și onorata instanță vorbește de sute. Nu de lei, nu de euro, de milioane. Eu văd lucrurile puțin... Și cum recuperează statul toate prejudiciile astea? De unde? De la Prinț Paul? De la... Păi statul recuperează cum a recuperat foarte bine și până acum, în ultimii 30 de ani. Cum? Eu știu că statul recuperează într-un ritm alucinant prejudiciile, nu e? Cum aduci un miliardar din Israel să facă pușcărie în România? Uite, nu, acolo am explicat în prima parte, am întristat deja pe telespectatori. Domnul Andrușceac. Eu văd lucrurile puțin diferit de domnul Bucura și eu spun așa. Niște șmecheri din politică, cu niște săgeți pe care și le-au inventat și le-au luat din niște nei ca nimeni, cum a fost Truică, și au făcut niște miliardari, au găsit un fraier. Au profitat de el, au luat de pe urma lui tot ce s-a putut, i-au dat și lui, că îți dai seama, nu poți să fii proprietar și să ai și impresia că te tragi din viță nobilă și tu să stai la mâna lui Truică să iei 30% din proprietatea ta. Să fim serioși. Deci ăsta a fost un instrument, o să-l vedeți plângând pe la televizor că ce nevinovat e el. Și... aici intră în joc și cei pe care noi îi plătim cu foarte mulți bani și cu pensii speciale și care se numesc magistrați, judecători. Stați puțin că tipul ăsta de excrocherie s-a putut desfășura până la vârful statului. Păi dau, da. Să-i rog pe colegi să mai caute fotografiile Prinț Paul cu Traian Băsescu. Deci nu discutăm despre unul. Deci omul ăsta a avut uși deschise la nivelul de zero al statului român. Să vă mai spun un lucru. În viitorul apropiat, cred eu, atât în primăria sectorului 1, cât și în primăria generală,
veți vedea cam aceleași lucruri care au fost devoalate acum la nivelul direcțiilor de fond funciar, unde există aceeași mafie și aceeași mafie care eu bănuiesc că în parte a fost implicată și în retrocedările care au fost prin sectorul 1 și în alte părți. Sunt niște organizații care au în spate și case de avocatură și niște recuperatori din astea de profesie și pe cei de la fond funciar care țin blocate niște retrocedări, multe dintre ele legale, până când bătrânii aia mor, până când familiile care ar fi trebuit să-și recupereze în mod onest niște terenuri sau niște proprietăți intră pe mâna acestor excroși gen Truică, care le oferă cumpărarea drepturilor litigioase pe nimic. Lucrurile astea o să le vedeți că există și există foarte multe procese pe rol care vor fi câștigate și vor pune în pericol bugetele atât ale capitalei cât și ale sectorului 1 și altor sectoare probabil, pentru că ei pot să vină cu titlul executoriu și să execute conturile. Mergem mai departe, da, vedeți celebra fotografie, da, prințul Paul, soția, președintele României, deci prințul Paul, excrocul oficial, da, conform justiției din România, de la Înalta Curte de Casație, practic avea deschise uși la nivel înalt în România, nu era un excroc simplu, da, de zi cu zi, cum se mai întâmplă să fie. Da, mergem mai departe, începe campania de vaccinare în Marea Britanie, este o comunitate foarte mare de români acolo. Am aflat aseară de la domnul Valeriu Gheorghiță și v-am promis că în zilele următoare o să vă informăm ce se întâmplă și cu campania din România. Doar 5.000 de medici vor fi vaccinați până la sfârșitul anului, așa ne-a spus Valeriu Gheorghiță ieri când am avut intervenția telefonică. Doar 10.000 de doze vor intra în România. În Marea Britanie, da, este o întreagă, s-a declanșat campania, avem o intervenție de acolo, Ștefan Voloșeni, Newcom de afaceri, lider al comunității românești din UK. Bună seara! Bună seara! Bună seara tuturor și vă mulțumesc pentru invitație. Bun, cum se desfășoară această campanie în Marea Britanie și ce categorii profesionale, care este sistemul în Marea Britanie de vaccinare? Momentan, vaccinarea a început oficial. Persoanele care au acces la vaccinare sunt persoanele care sunt peste 80 de ani. Persoanele care lucrează în spitale, în casele de bătrâni și treptat se va extinde la persoanele care sunt expuse mai mult pentru a intra în contact cu acest virus. Momentan, de câte am înțeles, avem 40 de milioane de doze care sunt pregătite să vină și să continue această campanie de vaccinare. Dacă nu ai forme legale și nu locuiești cu forme legale în Marea Britanie, poate ori fi și compatrioți, dar nu știu, mulți dintre ei, nu știu, poți beneficia de un asemenea vaccin, nu știu, peste câteva luni după ce se termină vaccinarea pe categoriile astea vulnerabile? În primul rând, în Marea Britanie, dacă nu ai forme legale, nu există în evidența lor și atunci va fi foarte greu ca să ai acces la acest vaccin. Bineînțeles, nu este un vaccin obligatoriu. Ai dreptul să ți-l faci, ai dreptul să nu ți-l faci. Este obligatoriu doar pentru staff medical care lucrează în terapie intensivă și așa mai departe, care prezintă risc de contactarea virusului. Dar persoanele care nu au acte, va fi foarte greu, pentru că dacă nu sunt luați în evidență, nu cred că vor avea acces la acest vaccin. Da, și persoanele fără acte pot transmite virusul, se pot infecta. O altă curiozitate, va fi la liber achiziționarea acestui vaccin în Marea Britanie? Pentru că sunt anumite țări care vor introduce, am înțeles, în câteva luni, cumpărarea acestui vaccin din farmacii, de la spitale, de la... Nu, momentan nu este această variantă să fie la liber. Se face vaccinarea prin ordonarea guvernului britanic. Persoanele care sunt cele mai expuse, persoanele vârstnice, vor beneficia primele, cum a și început acum săptămâna aceasta. Și după aia, medicii, avem peste 4.000 de medici români care vor beneficia de acest vaccin.
și toți lucrătorii din sectorul public care sunt expuși la riscul de a contracta acest virus. Bun. Mai departe, apropo de câți români sunt în Marea Britanie în momentul de față, din ce știți? Oficial, dar și neoficial. Momentan, oficial, țin cont faptul, datorită faptului că au aplicat foarte mulți pentru settlement status, până și guvernul britanic a fost surprins de numărul de români care sunt. Sunt undeva la 650.000. Anul viitor urmează să avem un recensământ unde vom avea ocazia să apărăm pe radarul Marii Britanii. Cifrele oficiale înainte de Brexit erau undeva până în 400.000. Dar în momentul în care au început să aplice pentru dreptul de ședere după Brexit, pentru că știți, la 1 libera circulație se va termina între Marea Britanie și Comunitatea Europeană, și atunci ei au venit cu schimbul settlement-ul status ca să poți să rămâi și după 1 ianuarie să lucrezi. Păi înseamnă că au fost și mai mulți, că o parte au venit în România. În acest an o parte s-au repatriat. Înseamnă că, de fapt, numărul era mult mai mare, de 650.000. Ăștia s-au dus să-și facă actele. Da, deci ăștia au aplicat, din câte am înțeles, pentru și din acest schimb. 650.000. De curiozitate, din 650.000, dacă au depus actele, câți au fost la vot, că au fost alegeri acum 10-15 zile pentru parlamentar? În Marea Britanie au fost foarte puțini. La nivel de diasporă, dacă ne uităm, au fost mai puțin de 10% la vot. În Marea Britanie au votat 30 ceva de mii. Bineînțeles că au votat mai mult, dar multe voturi au fost prin corespondență și n-au mai ajuns la București. A fost o problemă care domnul Orban a pasat de la poșta română la... În fine, nu mai știu ce s-a întâmplat acolo. Dar a fost și o problemă în Marea Britanie, apropo de vot și de stațiile de votare. Foarte multe stații de votare au fost schimbate cu câteva zile înainte de ziua votului. Și pur și simplu românii s-au dus acolo știind că secția de votare este într-o anumită locație. Au fost schimbate așa, peste noapte, fără să fie anunțați, fără să fie o comunicare cu cetățenii români. Am avut și eu ocazia să mă întâlnesc cu oameni care erau nemulțumiți. Am candidat și eu ca senator independent și am fost surprins să văd modul de coordonare la alegeri. În ciuda faptului că am avut peste 700 și ceva de secții, nu s-a dus un program de informare la cetățenii români. Și am avut chiar o discuție pe tema asta cu cineva și a zis, domnule, cum să comunice guvernul cu românii din străinătate? Și chiar am avut o discuție contradictorie. Guvernul britanic cheltuiește câteva milioane de lire sterline anual, zeci de milioane, ca să comunice cu cetățenii pe social media. Da, dar a comunicat Taur. Domnul Andrus Ceac, câte voturi a luat Taur în Marea Britanie? Am fost pe locul 2, pe locul 1 în Germania și pe locul 1 în, pe locul 1 în Italia. Fără să avem parlamentari de diaspora, cum au avut celelalte partide. Păi și cum ați reușit? Că mulți spun că, de fapt, ați luat voturile USR-ului. N-am avut nici banii... Da, e adevărat. N-am avut nici banii pe care îi alocă guvernul Marii Britanii, dar am avut o campanie foarte bună în online, așa cum am avut peste tot în țară. Am fost de departe cei mai tari în online, dar când spun de departe, nu cu jumătate peste următorii după noi, ci următorii după noi se aflau undeva la o treime din ce am făcut noi în online. Dar nu e o disonanță aici, domnule Andrușceac, domnule Șeniu, cunoașteți mai bine comunitatea. Dacă ei au votat AUR, este un partid naționalist, se numește Alianța pentru Uniunea Românilor, înseamnă dacă locuiești în diaspora și votezi cu un partid naționalist, da, sau cu conservator, da, de ce nu te întorci în țară? De ce stai în diaspora? Pentru că nu s-au creat încă premizele ca acești oameni care sunt, care și-au părăsit țara, cei mai mulți dintre ei din motive economice, să se întoarcă în țară. Adică dacă vorbești despre așa ceva, trebuie să vorbești despre ceea ce eu îmi propun să facem noi, AUR, în Parlament. Și
și anume să susții foarte puternic antreprenoriatul românesc, care să fie un motor de creștere economică și de creare de locuri de muncă. Pe oamenii ăștia nu-i faci să se întoarcă după 5 sau 10 ani în care de-abia au căpătat cheag, de-abia știu cum sunt, așa rupți de tradiții, de țară. Românii au ceva dincolo de naționalismul de care suntem noi mereu sau care suntem ștampila și pe care ne-l asumăm, dar e un naționalism de sorginte european, așa cum sunt naționaliști și francezi și nemți și depinde cei din la ce lideri au te uiți pe pagina de Facebook. Uitați-vă și dumneavoastră la mai mulți lideri. Deci eu cred atunci... că câștigul AUR pe diaspora a fost George Simion, evident, categoric. El a fost motorul. George Simion a fost și candidat independent, a făcut parte din foarte multe grupuri în diaspora, grupuri care la rândul lor au dat share pe alte grupuri și asta a prins în diaspora. Deci social media a prins, dar nu a prins la un număr foarte, foarte mare. Eu cred că guvernul României poate să bețe și pe viitor să ducă o campanie de comunicare mult mai deschisă, la o scară mult mai mare, pentru că totuși în diaspora sunt peste 7 milioane de români. Să știți, români care, din păcate, sunt uitați. Sunt e corectă cifra asta, 7 milioane? Și... greu de crezut. Dar e impresionantă cifra oficială din Marea Britanie, deci la 650.000. Mă gândeam acum discutăm că Marea Britanie, două orașe. Deci, da. Gândiți-vă că Marea Britanie oficial, 1% din populația Marei Britanie sunt români. Domnul Voloșeniu, o întrebare. Ați spus... conservator oficial și-a deschis porțile pentru a atrage lideri din comunitățile românești să candideze la alegerile locale din 2022. Își doresc foarte, foarte mult să intre legătura cu comunitatea românească pentru că o văd ca și potențial pentru viitor. Domnul Voloșeniu, ați spus 650.000 de români apar în statutul de settle. Au depus actele să rămână. Păi nu, da. Da, pentru Marea Britanie sunt mai multe etape. Ai statutul de pre-settle, de exemplu, pe care îl obții atunci când ai un cont în bancă, ai o adresă de domiciliu, da. Te înscrii la City Tax. Ăla nu e settle, ăla e pre-settle. Deci, dumneavoastră vorbiți de 650.000 nu trebuie. Cu statutul de settling în Marea Britanie? Pre-settle, deci pre-settle. Nu, a zis settle în prima parte. Nu trebuie să ai un cont bancar. Nu trebuie să ai neapărat un cont bancar ca să poți să aplici pe eventul pre-settle. Au fost foarte mulți români care au venit, spre exemplu, vara asta, din Italia, din Spania, au ajuns în Marea Britanie. Acum, pe ultima 100 de metri, când au văzut că numărul de aplicații a crescut foarte mult, au început să ceară o dovadă de adresă în Marea Britanie. Mulțumesc pentru intervenție. E de 2 ani chestia cu dovada de domiciliu. Da, încet se mută România în afara granițelor. Ne vedem duminică. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc că ne-ați urmărit. O seară bună în continuare, numai bine!